Președintele Institutului de Analize, Investigații Publice și Politice, Dan Ilie Morega, critică modul în care Ion Călinoiu conduce județul Gorj de peste 10 ani. Acesta a dat exemplul construirii sutelor de kilometri de drum pe bani grei, dar cu rezultate dezastruoase. Trebuia să avem 200 de kilometri de drum județean, ca în Occident, sau cum are măcar Mehedințu, care are drumul paralel cu ăsta nenorocit, de parcă mergi pe dealuri și văi și prin Hârtoape, de la Samarinești, Văgiulești, Samarinești, Motru, Cătune, Glogova, Apa Neagră. Noi avem 700 de kilometri și ceva mai avem, pentru că 100 i-a predat la drumuri naționale, știți asta, da? Pe 700 de kilometri trebuiau până acum să avem coală de hârtie. Deci eu spun cu toată responsabilitatea că aici s-au furat sute de miliarde. Morega a avut reproșuri și la adresa conducerii complexului energetic Oltenia, acuzându-l pe Laurențiu Ciurel că a condus unitatea minieră spre colaps. El cu premeditare a condus spre acest dezastru. Complexul energetic Oltenia spunea că CEO este aproape de insolvență și că dacă vrea, cere insolvență. Paradoxal, ca să vedeți până unde se ajunge, în condițiile în care a distrus această companie, în loc să o fi listat-o pe bursă, încă din 2013 la început, când ei au preluat-o cu profit, în loc să o fi listat atunci când valoarea acțiunii era destul de mare, mă face și pe dumneavoastră și pe mine să credem că de fapt ei au condus spre un dezastru, spre aruncarea banilor pe fereastră, pe diverse lucrări necesare sau nenecesare de zeci și sute de miliarde de lei. Morega a cerut intervenția parchetului, a DNA-ului și a Curții de Conturi pentru demascarea ilegalităților comise la încheierea contractelor păguboase de la Consiliul Județean și Complexul Energetic Oltenia.